Generalul locotenent Igor Konashenkov, vocea oficială a Ministerului Apărării din Federația Rusă, a ascuns ani la rând în declarațiile lui de avere că deține un apartament la Chișinău, orașul său natal, scrie Raiz Moldova. Konashenkov a intrat în proprietatea imobilului în 2010, iar doi ani mai târziu l-a vândut. Deși locuința sa se afla la peste 1000 de kilometri de Moscova, purtătorul de cuvânt al armatei ruse a declarat la rubrica Țara de localizare Rusia în loc de Republica Moldova, scrie Raiz Moldova. Jurnaliștii au aflat că Igor Konașenko a intrat în posesie apartamentului din Chișinău în 2010. Imobilul are 48 de metri pătrați cu două camere și un balcon într-un bloc cu 5 etaje din sectorul botanica. Jurnaliștii de la Raiz scriu că generalul rus s-a născut la Chișinău în urmă cu 57 de ani. Vecinii spun că țin minte perioada când Igor Konashenkov locuia acolo împreună cu mama sa, originară din Federația Rusă, și tatăl său Vitreg, un ucrainean născut lângă Kiev într-o localitate atacată de ruși încă din primele zile de invazie. Raiza a aflat că militarul rus a vândut apartamentul din Chișinău în 2012, când era angajat al Ministerului Apărării al Federației Ruse. L-a cumpărat o tânără născută în raionul Cantemir. Igor Konashenkov a fost numit în funcție de purtător de cuvânt al armatei ruse în 2017 de către președintele rus Vladimir Putin. La doi ani de la invazia rusă în Ucraina, Konashenkov a fost recent sancționat și de Australia, după ce era deja pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, Marei Britanii, Canadei și Elveției pentru răspândirea de informații false cu privire la acțiunile militare ale Rusiei în Ucraina.